Limitată cu printurile respective. Printurile care sunt prezente în săli vor avea prima serie și vor fi vândute la licitație și din fiecare print se va putea cumpăra până la numărul 15. Deci e cineva la intrare care ține evidența cumva și se pot face rezervări. În afară de seria inițială, cele până la 15 vor fi vândute la preț fix la 200 de lei bucata. Așa, iar cele de aici vor avea un preț de pornire și se va licita efectiv. Licitația cred că va fi deschisă până pe 20 ianuarie. Eu atât am avut să vă spun. Dar și pe colegii mei să vă spună ce au de Da, cum a zis și colegul meu Ciprian, vă mulțumim foarte mult că ați venit astăzi la acest anisaj. Înseamnă foarte mult pentru noi că ne sprijiniți în demersul nostru. Și să vă povestim un pic despre de ce am făcut această expoziție. În primul rând, pentru a-i ajuta pe colegii noștri care au fost în acea seară de 30 noiembrie, acolo, am făcut-o în memoria celor patru colegi care nu mai sunt printre noi, și anume Claudiu Petre, Alex Chelba, Teodora Maftei și Liviu Zaharescu. Și nu în ultimul rând am făcut această expoziție pentru a arăta celor care vin aici că suntem un grup unit și că existăm. Pentru că foarte multă lume poate că nu ne bagă în seamă, nu ne vede pe la concerte, ce-i drept, ori suntem prin public pe undeva, ori suntem în față pentru câteva piese, pentru două, trei piese și după aia dispărăm. Acesta ar fi scopul nostru. Să ne aducem aminte de cei care nu mai sunt printre noi, să-i ajutăm pe cei care încă mai sunt lipiți de patul de spital sau, mă rog, aproape mai puțin și vor ieși, dar au nevoie de ajutorul nostru în perioada următoare pentru că este o recuperare foarte grea și foarte lungă. Și foarte lungă. Și avem nevoie de susținerea publicului, ca zic așa, ca lumea să știe de noi că noi mergem, când mergem la concerte, în primul rând muncim și mai puțin ne distrăm. Foarte multe noi poate că considera faptul că noi mergând la concerte ca fotografi acreditați, ne ducem să ne distrăm. Nu e chiar așa, mergem la muncă. Expoziția am făcut-o din pasiune pentru muzică, pentru că asta este prima chestie care ne leagă pe noi. Pasiunea pentru muzică și pentru muzica bună, mai ales. Și pentru fotografie. Dacă mai au de completat și colegii noștri, care sunt aici prezenți. Ai zis tot. Vreau să mai zic eu ceva, că am început demersurile pentru a deveni cumva oficial. Adică o să creăm o asociație a fotografilor de concerte, care probabil va fi pe picioare începând din ianuarie. Și prin ea vor fi toți reprezentați la nivel juridic, să zicem. Și, mă rog, acțiunea, expoziția pe care o facem acum e doar început. Asta vreau să vă spun. În această expoziție sunt primele două părți ale expoziției, expoziția fiind împărțită în trei părți. În această cameră sunt fotografii realizate de cei 10 fotografi care au fost în acea seară în colectiv. În camera alăturată sunt fotografii ale noastre, cei care ne vedeți aici și încă câțiva care încă n-au ajuns. Urmând ca pe 22 decembrie la Muzeul Filipescu Cesianu, de pe Calea Victoriei, să aibă loc vernisajul celei de-a treia părți. Este vorba de 50 de fotografii
exclusiv cu, cu formația Goodbye to Gravity. Fotografii pe care le-am realizat de-a lungul timpului la concertele lor. Acolo este mai restrânsă un picuț ca număr, nu sunt atât de multe, dar și ca spațiu un picuț. Dar vă așteptăm și acolo cu mare drag, pentru că nu trebuie să uităm nici această formație. Asta este un alt... Important de precizat că am hotărât să nu punem nicio fotografie din seara de 30 octombrie, pentru că considerăm că nu e momentul și probabil să vă urma în viitor, la un moment dat. La un moment dat. Bun. Aș dori să vă spun mâna în numele voluntarilor pentru tale. Noi vrem să vă strângem mâna.